vorbim despre Careta Ponton, care este un produs nou pe piața din România. Totodată mai putem aduce și Shark Ponton, are o formă ascuțită în partea din față. Se poate folosi pe lacuri și pe ape curgătoare și pe mare. El este proiectat, caracteristicile tehnice sunt în concordanță cu cerințele pe mare și pentru ape interne. Câte persoane pot urca la bord? Pe modelul de 7 metri pot urca 12 persoane. Sunt și modele mai mici, la 5 metri, unde putem urca 9 persoane. Sunt și modele la 8 metri, unde se pot organiza mobilierul și se pot adăuga opțiuni, cum ar fi o chiuvetă cu dulap sau o toaletă ecologică cu cabină de schimb. Este destinată oricăror tipuri de activități, pornind de la pescuitul sportiv, unde se pot monta suporturi de undițe, sau se pot configura cu scaune de pescuit. Îl recomandați pentru litoralul românesc, pentru hotel? Eu cred că este perfect pentru această zonă, pentru, de exemplu, pentru un water taxi de la Costinești la Mangalia sau de la Eforie la Costinești. Cred că ar fi ideal și pentru Sudgheol, pentru croaziere. Motor puternic, autonomie mare, cum îl definim? Poate avea și motor puternic, poate avea și motor mic, pentru autonomie mai mare, consum mai mic, în funcție de cerințele fiecărui client. Putem monta motor de la 30 de cai până la 150, cel mai mare. Minim ar fi de 40-50 de cai ca să ai o autonomie destul de mare și să poți să faci doar croaziere, după care putem merge la celelalte tipuri de motoare mai mari în care poți face sporturi nautice, schi nautic, tras cu banana, cu colac. Schi nautic cu el? Yes, da, schi nautic cu el. Da. Chiar am făcut personal pe Marea Neagră, în zona deltei Dunării, la vărsarea Dunării Mare. Înseamnă că e rapid, adică dă senzația mai mult de ceva lent și clasic decât de viteză. Nu, poate ajunge chiar până la 65 de km pe oră pe apă, cu un motor de 115 cai, gol. Adică, cred că atinge ceea ce e necesar acestei embarcațiuni. Cu petrecerile cum e? Se pot da și mici party-uri? A, sigur, party-uri se pot da și mici și mari, deci niciun fel de probleme. Atât că trebuie să ai ceva să-ți producă energie electrică, un generator silențios, că deja suntem în evoluție și nu ar trebui să facem mult zgomot, sau două, trei panouri solare puse și ai energie și poți să-ți faci un party fără niciun fel de probleme, poți să faci și plajă, poți să faci și vreo. De water taxi, poți să și plimbi. Fără probleme, water taxi, poți să faci, să-l configurezi, avem și niște canapele ca să poți să pui mult mai multe persoane și am putea adăuga pe al treilea flotor, adică mai vine încă un flotor la jumătate, să poți să-i mărești capacitatea, ca și greutate, și se poate, fără probleme, ca water taxi, ca orice. E un vehicul foarte versatil, se poate și aia, se poate și aia, face așa și așa. Da, 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 este, într-adevăr, un vehicul foarte versatil. Avem, în primul rând, stabilitatea maximă a lui, pentru că nu e ca o barcă normală, când te pui pe ea să se balanceze, este foarte stabil. Ai urcat pe el, rămâne la aceeași poziție, nu se balancează ca o barcă normală, care are chila pe jumătate. El, având două flotoare, două chile, e foarte stabil. Unde ați văzut prima dată un astfel de vehicul? Cum v-a cucerit? Prima dată am văzut în Statele Unite, la Miami, chiar am vrut să-mi aduc unul de acolo. Așa și început ideea de a aduce în România acest ponton. Am adus prima dată din Statele Unite, second hand, un container. Am văzut că are cerință de piața. După care am contactat un producător din Statele Unite și mi-a dat un producător din Turcia care i-a vândut licența pentru zona asta. La americani multă lume are așa ceva, am văzut. Da, multă, toată lumea au pontoane, adică pe toate lacurile, peste tot. Și chiar Ponton House se construiesc până la 20 de metri lungime, cu casă, cu tot ce trebuie. Sunt oameni care trăiesc pe ele în Statele Unite. E potrivit pentru litoralul românesc? Da, e potrivit și pentru litoral, și pentru Delta Dunării, și pentru lacuri. El este de categoria C, pentru cei care au permis pentru categoria C, pentru mare. E stabil, se comportă foarte bine la valuri,
m-am orientat către această barcă, către acest catamaran. De ce? Pentru că eu am mai avut o barcă, o șalupă de 6 persoane. Este foarte utilă, e de 12 persoane, în care poți să faci croaziere pe mare, să scoți turiștii, să se simtă bine, să le creăm un serviciu în plus. Foarte ușor, este o barcă bună, așa cum este strânsă în momentul de față, ea este foarte bună și pentru pescuit. Da? Deci putem să punem niște lansete și se poate fi făcut o ieșire cu bărbații, că ei sunt interesați de treaba asta și efectiv la guvizi. Sunteți hotărât? Da, sunt hotărât, chiar îmi place foarte mult. Dacă mă gândesc la ceva, asta e de 7 metri și eu vreau cam de 8.